wish. Let's see what happens, it's late at night. Where is the action? I'm starry eyed. Salutare tuturor! Eu sunt Ela și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Pentru clipul de astăzi am pregătit unul dintre preferatele mele și anume favorite ale lunii, transformat acum în favoritele sezonului. Gata, este gata iarna, începem primăvara cu forțe proaspete, cu multe culori, am ieșit din hibernare. Dacă mi-aduc bine aminte, 3 săptămâni am cam tras chiulul, dar am făcut-o pentru mine pentru că nu mă simțeam în stare să fac nimic și decât să fac o lucru numai ca să-l fac, am spus că nu. Mai bine iau pauză, îmi încarc energiile și revin aici cu forțe proaspete, foarte, foarte pozitivă și cu planuri noi, cu videouri noi, cu idei noi și așa mai departe. Primul clip este cu favoritele iernii, produse care m-au impresionat mai mult în lunile ianuarie și februarie, dar am câteva produse care le am din luna decembrie și le-am încercat și îmi plac mult de tot și vreau să vi le arăt. Am împărțit acest video în 4-5 categorii, cam așa, și eu zic să începem cu produsul care este singur în categorie și anume produse de păr. Aici vreau să vă prezint această spumă de păr de la Vela, cred că o țin invers, așa, care arată cam așa, se numește Deluxe Ultimate Styling and Protection. Este o spumă de păr pe care eu am luat-o pentru că este un mousse. Acum văd că este ultra strong, ceea ce nu prea îmi place, pentru că e prea tare, dar nu e la fel de tare ca și gelul de păr. Nu știu dacă vă aduceți aminte, de m-am mai povestit despre un gel de bărbat. Eram super încântată de el. Nu este atât de tare. Ceea ce îmi place foarte mult la această spumă de păr este că nu este lipicioasă, ține părul destul de bine și miroase foarte, foarte plăcut. O am de ceva timp și chiar o folosesc, nu chiar zilnic, pentru că nu pot să folosesc zilnic produse de îngrijire, de stilizare, de fapt, a părului, dar o folosesc foarte des. Pe ea împreună cu spray de a doua zi, ceva pentru revigorarea buclelor. Însă spuma o folosesc mai des, motiv pentru care spuma ce aveam a terminat-o și acel spray încă îl mai am. Cred că v-am povestit despre acela de la Cantu, dar e foarte, foarte fain, ok, lipicios. Mi se pare mie că e mai greu de lucrat cu el dacă nu ai păr creț. În această cutiuță ce am pregătit-o aici am câteva produse de skincare. Aceasta este următoarea categorie pe listă. O să încep cu produsul pe care o să îl am vreo 3 luni de acum înainte. Este vorba despre acest gel de curățare de la La Roche-Posay, care arată cam așa. El se numește Tolerian Caring Wash Anti-Discomfort. Cam așa arată. Este un produs foarte fain. Îmi place cât de bine curăță pielea, ce fain se simte pielea după ce îl folosesc și ce îmi place mult de tot este că nu are miros și are așa o textură care nu este lipicioasă și cumva curăță extrem de bine, chiar dacă nu are parfum, chiar dacă nu are alcool, fiind un produs special pentru pielea sensibilă. E un fel de cremă de spălare pentru că atunci când o aplici pe față nu simți că se freacă sau cum să zic, nu se simte atât de dură ca și un gel de curățare efectiv. Se simte ca o cremă pe care o speli și care te ajută să-ți și hidratezi, poate în același timp tenul. Din aceeași gamă ca și gelul de curățare sau crema de curățare, vreau să vă prezint crema de față Tolerian Dermalergo Fluid, care este aproape gata. Atât de mult mi-a plăcut această cremă, cam așa arată. Este aproape gata, îmi place foarte mult ambalajul, e o chestie foarte ingenioasă, adică în interior, dacă puteți să vedeți, are un plastic în care este introdusă crema și atunci când apeși pe pompița aceea, ea se strânge, efectiv se strânge și iasă produsul. Are un miros mai aparte, nu este un miros puternic, dar are un miros mai medicinal, să spunem așa, nu atât de parfumat, nu cred că are parfum, ci pur și simplu este de la substanțele pe care le folosesc în această cremă. Îmi place foarte mult, eu nu am un ten alergic sau așa, pur și simplu am un ten mix spre gras și îmi place foarte, foarte mult. Până acum am folosit-o doar dimineața și îmi place mult cum îmi lasă tenul, chiar dacă vin și cu SPF și câteodată mai vin și cu fond de ten, arată perfect pe timpul zilei și pielea mea se simte hidratată. Același lucru pot să spun și despre zona de sub ochi. Am această cremă de ochi tot de la La Roche-Posay, Tolerian Dermalergo Yeux
E o chestie foarte mică și tare drăguță, același concept pe care îl are și crema pe care v-am arătat-o. Îmi place mult de tot. Pentru că m-am gândit că aceste trei produse care sunt din aceeași gamă, așa, o să meargă cel mai bine împreună. Și să știți că așa este. Produsele care sunt gândite de același brand și din aceeași gamă merg foarte bine împreună și fac împreună un întreg. Motiv pentru care îmi place foarte mult această cremă în această combinație. Am încercat și în altă combinație, dar nu este la fel de faină. Nu are același efect frumos pe care îl are împreună cu crema și, bineînțeles, cred că are un impact foarte mare și faptul că folosesc crema de spălare. De la Vichy am început să folosesc Lift Active Supreme Epidermic Filler cu acid hialuronic pur 1,5%, care arată cam așa. Poate că o să spuneți că nu am folosit mult, dar nu se folosește mult. Am folosit cam 3 săptămâni îl folosesc, dar nu folosesc foarte mult pentru că nu am nevoie. Ce fac eu cu acest produs? Îmi umezesc tenul cu apă termală și apoi vin cu câteva picături în palmă și îl estompez bine pe ten. Se absorbe foarte bine în ten, foarte repede și poți după aceea să aplici crema ca să sigilezi acidul hialuronic să rămână acolo să-ți hidrateze pielea. Îmi place mult de tot și cred că e un pic mai fain decât cel de la The Ordinary, însă prețul este, cred că, de 3 ori mai mare și probabil o să mă întorc înapoi la The Ordinary, însă momentan ne bucurăm de acesta de la Vichy. Mai am un produs pe care vreau să vi-l arăt, ăsta e pentru băieți, dar vreau să vi-l aduc în atenție pentru că îl folosește Claudiu și l-a cumpărat a doua oară. De fapt, eu l-am cumpărat, dar la cererea lui, pentru că el mi-a zis că îi place mult de tot acest Face Wash Deep Power Shave Cream. Așa se numește. Este o chestie de la Avon. Îi place foarte mult acest gel de curățare. Are textura aceea de gel ca și scrub-ul, cam așa mi l-a descris el. Este un gel care îi place, are un preț foarte bun, ajunge până la 15 lei, maxim 20, să-i spunem, dacă nu este în promoție și miroase foarte fain. Mai departe trecem la următoarea categorie și aici am produse de îngrijire a corpului și o să încep într-o ordine oarecare. Foarte, foarte mult îmi place gelul de duș de la The Body Shop, Coconut Shower Cream, care arată cam așa. Deci miroase a, efectiv, a cocos la mine în baie, cam așa miroase. Mai ceva ca și scrub-ul acela pe care vi l-am prezentat, l-a lăsat cocos efectiv în cadă, dar ăsta miroase foarte, foarte fain, e atât de fin și așa de bine curăță pielea, îmi place extrem, extrem de mult și ceea ce îmi place este că am primit un pachet de ziua mea de la mama lui Claudiu, care avea atât gelul de duș cât și crema și untul de corp și creme de mâini, produse pe care le am pe toate în acest videoclip, pentru că îmi plac foarte, foarte mult, iar împreună mă fac pe mine să fiu mai ceva ca regina cocosului. Este un gel de duș căruia îi persistă mirosul și de asemenea este un gel de duș care îți lasă pielea catifelată. Pielea catifelată, după ce folosesc acel gel de duș, o conferă și acest unt de corp, tot din aceeași gamă de la The Body Shop Coconut. Ăsta nu mai am așa mult, din păcate, mai am destul de puțin, dar îmi place foarte, foarte mult. Miroase a cocosul acela parcă sălbatic, nu miroase a cocosul acela cu care sunt obișnuită eu chiar așa de mult, acela dulce. Îmi place foarte mult faptul că este un unt de corp, dar nu este uleios deloc. El este gras, se absorbe foarte repede în piele și pielea este hidratată și miroase, miroase într-un fel, doamne, doamne. Mai am aici o altă cremă de corp care nu are miros și acest lucru m-a făcut prima dată să spun că nu o să-mi placă atât de mult această cremă, însă această cremă de la Mixa, care este de fapt un lapte de corp intens hidratant, formulat pentru o piele sensibilă și uscată, m-a surprins. M-a surprins foarte, foarte mult pentru că, deși nu are miros, mie îmi plac toate cremele de corp să aibă miros, ca și eu la rândul meu să am un miros mai subtil, așa când mă așez lângă soțul meu, să simtă că vin lângă el și că miros dulce, pentru că mie îmi plac mirosurile dulci. Îmi place foarte mult pentru că se absorbe foarte repede în corp, nu are miros, iar dacă folosesc
Dacă folosesc, de exemplu, un gel de duș care are un miros mai puternic și folosesc această cremă, super, super fain miros. Crema are 400 de ml, eu cred că mai am cam jumătate din această cantitate și îmi place mult de tot. V-am spus, se absorbe repede în corp, nu are miros și nu este lipicioasă, pentru că unele creme au așa tendința să fie lipicioasă. Din categoria aceasta de îngrijire a pielii, mai am 3 produse. Unul de la The Body Shop, este vorba despre crema de mâini cu cocos, care arată așa și m-am gândit să vă arăt și pe aceasta, pentru că face un trio complet cu gelul de duș și cu untul de corp. Unt de corp de care sunt super, super mândră. Îmi place mult de tot. Miroasea cocos hidratează foarte, foarte bine pielea și o lasă catifelată până a doua zi. Pentru că eu folosesc seara înainte de culcare. Așa, mai am aici 2 creme de mâini de la Avon. Una care este mai recentă și una pe care aproape am terminat-o. Aceste 2 creme de mâini le folosesc împreună cu colegele mele de la birou și le-am luat de acolo ca să vi le aduc și vouă în atenție pentru că sunt foarte, foarte faine. Prima pe care aproape am terminat-o este din gama Tiamo cu iasomie și glicerină, care arată așa. Cremele de mâini de la Avon au un preț foarte, foarte bun, undeva la 5-6 lei, cam așa. Miroase foarte bine a iasomiei, iar glicerina din ea face ca această cremă să fie perfectă pentru zilele reci de afară în care mâinile noastre se usucă sau uscă, cum vreți voi să-i spuneți. O nouă descoperire, tot de la Avon, este din gama Wild Berries Shake, care este cu raspberry, vanilla and orange, care arată cam așa și ambalajul este deosebit de frumos, are mure, are vanilie și are și portocale. Miroase atât de fain, atât de bine, atât de... Parcă miroase a iaurt cu fructe, sincer, și îmi place mult, mult de tot. Motiv pentru care mi-am mai comandat încă o cremă din aceasta, pentru că e foarte, foarte faină și vă recomand și vouă, dacă vă plac mirosul de dulce, pentru că este o cremă de mâini dulce. O cremă de mâini care îți vine să mănânci, nu alta. Trecem mai departe la capitolul make-up și aici toate produsele pe care le-am folosit, cu excepția a 2 produse pe care nu am putut să le folosesc pentru că deja folosisem ruj, le-am folosit și astăzi. Iar primul produs pe care l-am folosit este acest fond de ten de la Giorgio Armani, vi-l arăt așa mai de aproape, așa, care se numește Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Eu l-am în nuanța 2. Este un fond de ten foarte frumos. Chiar dacă nu este dedicat cumva tenului pe care l-am eu, adică mix spre gras, arată foarte bine. Tenul capătă o lumină atât de frumoasă, parcă vine așa din interior, acoperă foarte bine și ce îmi place foarte mult este că se potrivește cu mine, cu această culoare a mea de albicioasă. Nu sunt chiar albă numărul 1, sunt albă numărul 2, așa se spune. Este un fond de ten puțin mai scump, dar merită investiția, scoate lumina din interior așa. Mi se pare mie că tenul meu radiază. Acum, dacă vi se pare că luminează prea tare, puteți să-l estompați cu pudră matifiantă, însă îmi place foarte, foarte mult cum luminează tenul și l-am folosit și astăzi pentru că am zis să-l folosesc. Să vedeți și voi ce frumos arată pe tenul meu. Abia aștept să vină un pic vremea mai caldă ca să pot să-l pun așa la testare, la temperaturile un pic mai ridicate, să vedem dacă face față cu brio. Pentru ploape am folosit de Revelion, în special pentru că am vrut să testez atunci la maxim, primerul pentru ploape de la NYX, Profit, așa, care arată cam așa. El este în nuanța, n-are nicio nuanță, cred că așa este singurul, este singura variantă pe care o au. Îmi place foarte mult, mi se pare că păstrează foarte bine timp îndelungat machiajul în zona ochilor. Acum să nu exagerăm în sensul că nu poți să ții 16 ore și să arate impecabil, pentru că în 16 ore transpiri, în 16 ore te deshidratezi, te hidratezi înapoi și multe lucruri se pot întâmpla. Poți să uiți că ești machiat și să te freci la ochi. Poate să scurgă rimelul, poate să scurgă tușul, poate să nu aibă aderență cu ploapa ta în momentul în care tu ai folosit acel primer, dar este foarte bun. Cumva, acel primer de ochi
scoate în evidență mai tare culorile pe care le folosești tu. Și am văzut asta mai mult astăzi. Bine, astăzi este o combinație de mai multe culori și de un pigment de la AMA, dar mi-a plăcut foarte mult această culoare și cea de jos. Și am vrut să o folosesc, atunci am zis să folosesc și pe partea de sus. O să revenim imediat la paleta pe care am folosit-o, pentru că, dacă nu v-ați dat seama, este o paletă pe care am tot folosit-o de la Revelion încoace, pentru că îmi place extrem, extrem de mult. Pe partea de ten avem două blasuri, avem unul cremos și unul care este pudră. Cel cremos este cel de la Fenty Beauty, în nuanța cred că Peach Face se numește. Așa arată ambalajul pe exterior și în interior arată cam așa. Dacă vi se pare vouă că este o culoare cam închisă, să știți că nu este, pentru că folosind o pensulă de acest fel face o treabă foarte bine, foarte bună și se difuzează foarte bine. Acum tu poți să iei mai puțin sau mai mult produs, dar nu este atât de pigmentat cât se vede în ambalajul acesta. Pe partea de blush pudră avem aici blushul de la L'Oreal, Blush of Paradise, care arată cam așa, în nuanța Life's a Peach. Aceasta este nuanța, astăzi am folosit ambele ca să vedeți cât de fain arată. Am venit prima dată cu acesta cremos, iar apoi am terminat cu acesta. Asta a fost doar așa un pic de culoare, nu am dat foarte, foarte mult, pentru că este destul de pigmentat și imediat se vede culoarea pe față. Paleta despre care v-am povestit și cred că știți foarte, foarte bine cea pe care am folosit-o, este aceasta de la Huda Beauty. Mercury Retrograde, care arată cam așa, dar în interior arată foarte frumos, pentru că nu cred că am văzut nicio paletă care să aibă aceste culori. Îmi plac foarte mult astea de jos, sunt cele pe care le-am folosit astăzi, pe ele m-am bazat astăzi și foarte mult îmi plac astea metalice, sunt superbe, superbe, foarte, foarte faine, foarte cremoase, imediat se aplică, imediat se intensifică culoarea și cred că e o paletă foarte bună, mai ales că e un preț la jumătate de preț și e foarte faină. Chiar mă bucur tare mult că mi-am cumpărat-o și îmi place foarte, foarte mult că am profitat de ea de fiecare dată când m-am machiat, tot la ea am apelat. Mi s-a pus mie pata pe ea, dar astăzi mi s-a pus pata pe această culoare de aici de jos și am folosit-o pe partea de jos a ochiului, nu știu dacă se vede, dar în pozele pe care o să le vedeți pe Instagram, pentru că o să-mi fac și poze că arată foarte bine acest machiaj, o să vedeți că am și albastru pe pleoapa de jos. Bun. Pentru zona ochilor am mai folosit extrem de mult în această perioadă rimelul de la Lancome, Hypnose se numește, dar am varianta mini și îmi place mult de tot, are, l-am folosit și astăzi, are o pensulă mai diferită decât cele pe care le am, așa, este și are așa un S, dar e cumva și curbată. Pentru genele mele face o treabă foarte bună. Eu tot v-am mai spus că genele mele nu au nevoie de o atenție foarte sporită, pentru că ele sunt deja destul de lungi și destul de curbate, ele au nevoie doar de culoare, dar niciodată nu spun nu unui rimel care se păstrează foarte bine, care nu se transferă, care nu se face așa fălămițe, care mai adaugă un pic așa de arcuire genelor, foarte, foarte fain. Așa, acum vreau să vă prezint produsele de buze, pentru că am 5. Motiv pentru care n-am putut să folosesc decât 2 astăzi, nu am cum să folosesc mai multe culori pe buze. Astăzi am folosit creionul de la Pat McGrath, Permagel Ultra Lip Pencil în nuanța Divine Rose, care arată cam așa. Iar culoarea este aceasta. Așa. Este un creion atât de cremos, iar rozul este un roz pe care cu siguranță ți l-ai dorit să-l ai pe buze. Este un roz foarte plăcut. Ce îmi place foarte mult, pe lângă faptul că este cremos, este că este opac. Folosesc o singură linie, de exemplu, și imediat îmi conturez ce am nevoie și se transferă imediat pe buza de sus, fără să am probleme. Nu migrează mai departe, așa că până mă învârc, până mă întorc, până mă gândesc oare să pun gloss, oare să nu pun gloss, el rămâne la locul lui așa cum l-am pus. Din acea serie vreau să vă prezint și rujul, care fiind în varianta mini, să știți că este asemănător cu rujul în varianta mare, este tot în aceeași nuanță, Divine Rose,
și are, ca să vedeți, aceeași culoare, același roz frumos de care v-am povestit. Pe asta l-am folosit de Revelion și mi-a plăcut mult de tot. Da, cred că o să mai cumpăr în special creioanele, pentru că îmi plac mult de, îmi place foarte mult așa cremozitatea pe care o are. Prețul este destul de ridicat, însă eu văd munca depusă în acest creion și mi se pare că merită toți banii. Ultimul produs din același kit de la Pat McGrath Labs, tot în nuanța Divine Rose, este un Last Gloss, cam așa arată, pe care l-am folosit și eu astăzi pe buze, însă vorbind așa mult cu voi, s-a mai dus din luciul acela. Eu, care nu agrez atât de mult luciul de buze, pe ăsta l-am ales astăzi să-l folosesc împreună cu creionul și atât. Am zis că nu mai pun ruj, pentru că rujul este mat și glosul este lucios. Rujul este de un mat foarte intens și nu vreau să irosesc această calitate a rujului cu glosul și atunci o să folosesc doar glosul. Creionul nu este foarte mat, creionul este lucios, așa cremos, spre un pic de tot mat. Și mai am aici o combinație de creion cu ruj de la Charlotte Tilbury, Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner de la Charlotte Tilbury în nuanța Pillow Talk. Este nuanța ei cea mai celebră împreună cu rujul, dar o să vă arăt prima dată creionul. Cam așa arată creionul. Acesta are o nuanță de maro, este nude-ul perfect din punctul meu de vedere. Cam așa arată, foarte fain. Iar rujul este de asemenea, mi se pare mie, 1:1 cu rujul mare, în varianta mare. Iar culoarea este aceeași ca și a creionului, una maro. Maro. De asta n-am putut să le folosesc pe amândouă, pentru că una este roz și una este maro. Îmi plac mult de tot. Îmi place că am găsit produse care sunt puțin mai scumpe, însă sunt foarte bune din punctul meu de vedere. Mai am aici trei cărți, trei filme și un serial de care vreau să vă povestesc. O să începem cu cărțile pentru că le am aici cu mine. Am prima dată cartea Moarte pe Nil de Agatha Christie. Este prima carte pe care o citesc de această autoare, pe care am terminat-o foarte repede, pentru că se citește foarte repede. Are un scris destul de mare și poți foarte repede să citești. O să te prindă imediat povestea. Este vorba despre o milionară care ajunge pe un vas de croazieră și se întâmplă o crimă și domnul Hercule Poirot se află în acel moment pe acel vas și dezleagă crima respectivă. Eu nu m-am crezut că o să-mi placă acest tip de carte cu crime și cu mister și cu dezlegat de mistere și crime, dar m-a prins foarte fain și după ce termin cărțile pe care le am în derulare, și anume Femeia în kimono alb și Bărbații sunt niște porci de Rodica Ojong Brașoveanu, să știți că o să citesc din nou o carte de Agatha Christie. Bun, mai departe, mai avem aici această carte, căreia nu i-am dat la început nici o șansă, pentru că mi se părea atât de banală Lumina un nou început, până la atât, ca așa. Mi se părea o poveste care știu răspunsul, știu ce se întâmplă, știu că o să se întoarcă, știu că vine, știu că se duce, știu că face chestia respectivă. Așa mi se părea mie, din instinct. Dar, după mai multe jumătate, a început să devină interesantă. Este vorba despre o dansatoare care are o aventură cu un bărbat însurat și își luxează piciorul și de acolo pornesc mai multe lucruri la care nu vă gândiți. Adică, la un moment dat, da, sigur, se împacă cu el și face nu știu ce și eu sună, dar apare o persoană misterioasă în viața ei și aceasta îi schimbă viața cu totul și mă bucur foarte, foarte mult că și-a găsit fericirea lângă o persoană care o înțelege și care i-a fost alături. De Agnes Martin Lugand am mai primit o recomandare pe care abia aștept să o cumpăr ca să pot să o citesc. Una dintre colegele mele de la birou mi-a spus trebuie să citești și cartea, că mie mi-a plăcut foarte mult. O să o citesc și pe aceea, imediat. Mai am o carte aici pe care am primit-o de la Claudiu. Când a fost aniversarea noastră, ne-am hotărât să ne cumpărăm fiecare câte o carte. El mi-a cumpărat două, eu am cumpărat o carte și o cremă de față. Mi-a cumpărat o carte de dezvoltare personală și se numește Ikigai, Secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită. Din punctul meu de vedere, această carte merită 3,5 din 5, dar a fost interesantă, s-a citit destul de repede și am aflat câteva chestii pe care aș vrea să le pun în practică
cum poți să ai o viață mai fericită? Asta am înțeles eu din această carte. Vă recomand pentru o duminică așa liniștită, este o carte foarte, foarte bună. Ultima parte a acestui clip este dedicată filmelor. O să vorbim prima dată despre filmul Regele Richard. Este filmul în care se prezintă viața tatălui mai mult, Serenei Williams. Și cumva pe lângă viața lui și cum a ajuns Serena Williams și sora ei să fie atât de bune și celebre și tot procesul prin care au trecut. Mi s-a părut foarte interesant, la final am plâns. Pentru că așa fac eu la filme, nu știu dacă nu v-ați prins, dar eu așa fac la filmele care sunt mai impresionante. Am plâns și mi-a plăcut foarte mult și lui Claudiu i-a plăcut foarte mult. Am vrut să vă zic că toate filmele sunt bune, dar nu chiar toate filmele sunt bune, pentru că am avut și rateuri și acolo au rămas, am și uitat de ele, dar există și rateuri. Dar Claudiu este mult mai pasionat de acest domeniu al filmelor și și-a făcut așa o listă cu filmele pe care le-a văzut, le dă note, le scrie cine le-a regizat, cine le-a jucat. Foarte, mi se pare că e foarte așa pasionat de chestia asta și îmi place mult de tot. Filmul acesta a primit din partea lui cea mai mare notă pentru anul acesta. Vreau să vă mai recomand foarte, foarte mult, mai ales dacă aveți copii, să vă uitați la filmul desene animat Round Goes Wrong. O să vă las oricum poză cu filmul aici, filmul desene, aici lângă mine. Este vorba despre un tânăr care este mai sărac și care nu a avut acces la tehnologie atât de mult cât au avut colegii lui. Și este dat la o parte. Acest desen are un mesaj foarte important pentru noi, că nu tehnologia ne controlează, ci cumva noi, între noi, trebuie să avem o conexiune, nu noi cu tehnologia. Dar vă recomand foarte mult, mai ales dacă aveți copii, să vă uitați. Noi le-am văzut cam în primele zile din ianuarie și ne-a plăcut mult de tot, motiv pentru care l-am și scris pe listă. Am mai văzut un film căruia nu i-am dat așa de multe șanse. Se numește Free Man și am zis că o să fie o porcărie, sincer. Dar m-a prins filmul acesta și mi-a plăcut, a fost interesant. Tot așa are legătură cu tehnologia și cu jocurile video, cum un personaj din jocurile video prinde cumva viață. E foarte interesant și vă recomand să vă uitați așa. E un film de duminică, e un film în care te relaxezi, nu este un film atât de emoționant ca Regele Richard, dar este un film pe care vi-l recomand pentru că are și acesta un mesaj așa mai ascuns despre tehnologie și despre jocuri video și despre internet până la urmă. Iar serialul la care mă uit ca o disperată, pentru că altfel nu am zis, acum am lăsat-o mai moale pentru că trebuie să merg la birou, să merg la servici, este Suits sau Costume, cum îl găsiți pe Netflix. M-am uitat în 2 săptămâni la 3 sezoane, mai am un episod din sezonul 3. Îmi place mult de tot, m-a prins pe mine foarte tare. Faptul că nu v-am recomandat seriale atât de multe luni, din câte mi-aduc eu aminte, în secțiunea de favorite, este că nu m-am uitat atât de des singură, pentru că atunci când mă prinde un serial, nu-i mai dau drumul. Eu când m-am pus să mă uit la serial, Claudiu zice că se uită la un episod, 2. M-am uitat la 6 și m-aș mai fi uitat încă la 6, doar că deja era destul de târziu și a trebuit să mă pun să dorm. Mi-a plăcut mult de tot serialul. Dacă vă place subiectul avocatură și lupta dintre bine și rău și așa mai departe, e un serial foarte fain și îmi place tare mult că nu este un serial care e așa de nișă, cumva, cum sunt altele de pe Netflix. Asta mi-a plăcut mult de tot și după ce îl termin o să mai încep și alt serial, pentru că da, e ok să te uiți la seriale. Am vorbit foarte mult și cu siguranță o să fie un video foarte lung, însă am avut să vă spun despre multe chestii și filme și cărți și make-up și skincare și tot ce mai avut să vă spun. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți care sunt produsele voastre preferate din sezonul care tocmai se încheie. Yay! Vine primăvara! Cu astea fiind spuse, până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup, toate cele bune, bye!